Nimeni nu este fără de păcat, nici măcar preoții. De 3 ani, Ion Cucu, preot și călugăr la mănăstirea Căpriana, are o iubită pe care aseară a lovit-o peste față până a umplut-o de sânge. Potrivit Mitropoliei Moldovei, în urma acestui incident, cel mai probabil, preotul va fi caterisit. Asta nu e sânge, nu e sânge. Iată, na, vola azi dimineață luat, na, cătăle. Văd că sunteți de sânge. S-a întâmplat ceva? Murdar. Păi eu nu văd că sânge. Pune mâna că-i tot puscat de sânge, cătăle, na. Iată. Mi-a cumpărat o graz de apă să-mi spăl mâinile, tot plin de sânge, nu mai mi-nățesc la față. Preotul Ion și iubita sa Tatiana se întorceau aseară de la o petrecere din satul Bahmut, raionul Călăraș, unde, după spusele femei, au consumat alcool. La un moment dat, între cei doi s-a iscat o ceartă, iar părintele a lovit-o de câteva ori peste față, până a umplut-o de sânge, lucru pe care îl confirmă chiar el. Stat la masă, ai servit-o, am glumit-o. Suntem oameni, nu suntem. Și am așa și pe stragă în mine, o palmă, două, un chidinic, un palmă, că mi-a zis mă dimineață cum așa toată vână. Unde te-a lovit? Cu palmele peste față, cu palmele peste față. Păi s-a întâmplat de la noi, era de sânge de... Ați lovit-o dumneavoastră sau cum? Eu am pălit-o. Au fost niște probleme, dar nu au fost probleme grave. Deci la șez speciale fără tată? Și eu, la preotul, te aștept la așa ceva. Hai, oameni buni și oameni! La rugămintea femeii, preotul a oprit mașina, iar aceasta, de frică, a cerut ajutor de la prima mașină care i-a ieșit în cale. Am întâlnit o femeie cu un bărbat fugind. Femeia a început să plângă, s-a apropiat de mașină și s-a rugat de noi să o luăm cu noi, să nu o lăsăm. Tot drumul a plâns. Preotul a mers din urma mașinii, încercând să-și convingă iubita să meargă acasă. Cei doi s-au luat iarăși la ceartă. Nu sunt moartă, zi, spune că ești vinovată. Băi, am prins-o, ia ca așa, am prins-o, ia ca așa, am prins-o, ia ca așa. Spune, nu, ăștia, băi, ia ca fata asta așa, cu tare vinovată, cu tare, nu ți-e rușine, spune. Deși la slujbele pe care le oficiază de sfaturi credincioșilor, el nu a ținut cont de ele aseară. A înjurat, a blestemat și chiar a agresat reporterul ProTV. În schimb, nu a uitat în totalitate de limbajul bisericesc și a numit pe toți frați. Fratele meu, strânge camera asta și gata. Spuneți ce s-a întâmplat. Ia să-ți spun eu, tu ești la mărturisire și oriunde ești. Să rupi capul și stai cioarle. M-ai înțeles pe mine? Eu am ăsta nervi păcătoasă. Am înțeles. Auzi? Lăsați-mă. Băi, eu asta mă, ăsta nervi păcătoasă. Și ofițerilor de poliție veniți la fața locului le-a fost testată răbdarea. Băi, dacă te-am spus să mă căcați, mă că mânt la slur, băi. Astăzi dimineață, preotul Ion trebuia să vină la slujbă, lucru pe care îl face în fiecare duminică. Incidentul de ieri însă a ajuns la urechile preoților, dar și a starețului de la mănăstire. Este oprit deja cele sfinte de a sluji, că el a fost căsătorit, după aceea a fost cazul care a fost divorțat și s-a călugărit cu timpul. Dânsul s-a aflat destul de ascultător, adică n-a fost cazul să avem probleme cu dânsul. Preotul Ion este și călugăr, astfel de mai bine de 2 ani acesta trăiește în chilia mănăstirii. Tatiana însă susține că de aproape 3 ani ei trăiesc împreună. Soarta preotului va fi hotărâtă în următoarele zile la judecata bisericească. Cazul este cercetat și de poliție. Pe numele preotului a fost deschis un dosar administrativ. Acesta riscă doar o amendă.